Bun, și nu sunt reguli care impun, regulile comunității suspendă contul proprietarul aplicației. Nu. Nu, pentru că Statul? se mizează foarte mult, se mizează pe dreptul la liberă expresie. Și așa cum o fostă angajată, nu știu dacă este fostă, dar o angajată în trecut a CNCD-ului din România, la o sesizare făcută de un membru al comunității evreiești din București, pe o temă de antisemitism, acea doamnă i-a spus acelui cetățean că din punctul ei de vedere antisemitismul este o formă de exprimare, de liberă exprimare a opiniei. Dacă la acel nivel, dacă astfel de persoane care se ocupă exact de discriminare și de combaterea antisemitismului la un nivel de stat au astfel de opinii, vă dați seama că cei care administrează astfel de platforme sociale, de social media, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter și așa mai departe, pentru ei toată această nebuloasă este o nebuloasă de care ei nu se ating. Și atunci acest drept de liberă exprimare formează de fapt un fluviu de antisemitism care se răspândește în mediul online. Înseamnă că funcționarii acestor rețele au preferințe și perturbă libera concurență. Că vă dau un exemplu, o publicație, un site, nici măcar nu unul politic, un site istoric, a fost sancționat, suspendat contul pentru că n-a precizat celebrul ordin treceți prutul, n-a precizat că e vorba de un criminal de război, ceea ce, mă rog, și este, dar nu era într-un titlu să faci toată istoria. A considerat însă funcționarul respectiv că e promovarea unui criminal de război. Acest lucru s-a întâmplat, înțeleg, pe o platformă din România. Din România. În schimb, o elucubrație de genul ăsta, nu, cum este cea pe care ați amintit-o, nu e sancționată în niciun fel. Nu, păi nu e o dublă măsură? Nu. Bineînțeles că există dublă măsură și există fățărnicie și există ipocrizie care sunt prezente la orice pas pe care noi îl facem în această lume pe care noi, în care trăim, pe foarte multe teme și inclusiv pe această temă, pe tema combaterii antisemitismului, pe tema combaterii rasismului. Se vede acest lucru nu numai pe teme evreiești, ci și pe alte teme, iar aceste teme sunt manipulate în scopuri politice adesea,